Salut și bine v-am regăsit la un clip ceva mai special. V-aș ruga să ne uitați și voi să aveți și butonul de like, să trecem acolo foarte multe like-uri la acest clip. Și vreau să vă spun că s-a redeschis Plug DJ. Dacă nu știți ce este acest Plug DJ, o să aflați în minutele următoare. Ei bine, nu am fost sponsorizat de absolut nimeni. Acest clip îl fac doar pentru amuzament și pentru a ne distra între noi. Ei bine, am creat o comunitate, ea se numește Legend Beta. Această comunitate va fi comunitatea canalului și veți putea intra și voi. În primul rând, o să vă învăț cum să faceți un cont, adică să aveți cont pe acest site. În primul rând, voi o să dați click pe linkul din descriere care să vă ducă în acest lobby. O să apăsați ceva next, 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 la un moment dat no thanks. Iar după o să vă puneți să vă logați cu Facebook-ul sau cu mail-ul. Bineînțeles, o să puneți acolo un nume care să vă apară pe site și tot așa. După dați finish și gata, v-ați creat contul, deci aveți nevoie de Facebook sau de mail ca să vă faceți contul. După o să vă bagi în acest lobby. Ei bine, eu acum sunt DJ-ul, vedeți și voi că apărea Legend Beta, întâmplă că Legend Beta era luat și ce să adaug eu să fie mai fain. Și da, puteți vă schimbați caracterul și, cum să spun, voi sunteți DJ-ul, iar ceilalți publicul. Adică voi o să puneți muzică publicului, iar ei dacă apreciază melodia ta, o să dea aici what. Dacă ai multe chestii de astea, o să, cum spun, fiecare player care dă what, seamnă că îi place melodia. Dacă dă merg, seamnă că nu-i place. Ei bine, ca să fiți și voi la rând, ca să fiți un DJ, puteți aici în stânga, momentan sunt decât eu și e logic că eu sunt DJ-ul. Adică pun muzică la un public invizibil ceva din acum, că nu e absolut nimeni. În fine, vă aștept și voi pe voi pe site. Acum o să vă învăț cum să vă schimbați caracterul melodiei sau cum să adăugați o melodie în playlist ca să faceți voi melodie pe site. În primul rând, dăm aici la avatarul meu și după o să ne alegem, o să dăm aici la My Profile. Avem nevoie de bani, tocmai am crescut cu ceva, dacă n-ați văzut. Aici avem bani, da, am 1995, aproape 2000 și level 4. Ei bine, voi când stați on pe server, o să primiți și level up și bani. Adică voi trebuie să fiți on pe server și o să primiți bani, moca. Așa, de aici o să-mi aleg un caracter gratis. Adică, na, dacă dau click pe acesta, o să-mi pună acesta. Dacă dau pe acest pone, o să mă pună fac un ponei. Tot așa, eu prefer să fiu acest mic. Bineînțeles, dacă o să faceți rost de bani, o să avansați, adică o să-mi cumpăr, de exemplu, acesta, wow, sau acesta, sau această tipă. În fine, acestea le poți cumpăra cu bani reali, adică 14 dolari dacă nu înșel, sau 14,5, nu știu exact cât face. Și na, vezi, puteți cumpărați de-astea, adică șmecherii de-astea. Și eu acum am 2000, aproape 2000 și ăsta costă 6000 și nu mai am nevoie de așa mult decât de 4600, ceva gen. Deci da, putem să ne schimbăm și poza din chat, adică când scriu ceva, să am aici poză. Ei bine, acestea costă, după cum vedeți și voi, costă 2800. Bineînțeles că nu sunt numai atâtea, adică cât faci level up, o să vă mai adauge, adică sunt foarte multe caractere, dar trebuie să aveți bani de ele, trebuie să aveți level de ele și așa. Aveți
posibilitatea de a adăuga un prieten pe acest site. Momentan eu am doar un prieten, aici căutați prietenul, îi dați ADD, maximul de 350 și după presați ADD și dacă dăm aici o să vedem dacă e on sau off. După acum dăm la chat, aici avem chat-ul în dreapta. Momentan eu sunt administratorul acestei comunități, Legend Beta. Aici nu știu exact ce e. Aici e comunitatea mea și settings, nu pasă. E bine, acum o să vă învăț cum să vă creați un playlist, cum să adăugați o melodie în playlist tot așa. E bine, o să dăm aici, dacă n-ați văzut, în stânga jos aveți chestiuța asta. Și bam, acum aici o să căutăm melodia, de exemplu, nu știu, hai să caut NCF. NCF, bam, căutăm melodie NCF sau nu știu cum se numește melodia voastră preferată. De exemplu asta, invisibil, invincibil, în fine. O să dăm pe plusul acesta dacă nu vedeți, bineînțeles dacă dau 4 se întâmplă acum, nu știu ce s-a întâmplat. În fine, ce s-a întâmplat? În fine, bă, dăm pe plusul acesta și dăm aici create playlist dacă vrem să creăm un nou playlist, adică dăm așa și punem nume. Dar eu nu fac chestia asta, o să-l adaug în playlist-ul de NCF, că n-ai melodie NCF și ceva așa. Acum vedem că aici avem melodiile, toate melodiile. Și avem și un mic regulament la comunitate. În primul rând, nu aveți voie cu manele, muzică populară sau rock. Deci astea sunt regulile de bază, plus că nu aveți voie să mă jurați în chat sau chestii de genul. Dacă o să văd manele sau populare sau rock, o să dau next la melodie, că eu am posibilitatea, adică pot să dau next dacă nu-mi place DJ-ul. Ca să văd ce melodie se difuzează de când o să fiu eu DJ, o să dau click pe ea și acum când o să scrie aici jos ce melodie. Și da, ca să aveți și voi un mic, un loc, cum să spun, un loc ca să vă băgați în locul de a deveni un DJ, o să dați pe chestiuța aceasta din stânga, dar chestia e că nu e nimeni, și dă-mi să fac chestia asta. Așa, hai să punem exemplu melodia asta, da? Bine, aici dacă dau click pe ea o să mi-o deschidă. La data asta și după o să dau skip. Și bam, să schimba melodia. Și da, cam asta e și mă chirie cu acest site. Voi să puneți melodii, eu o să ascult dacă îmi place dansez, dacă nu. Eu o să pun melodii și o să dansați voi dacă vă place, logic, tot așa. Da, bă, vă aștept pe acest site în comunitatea Legend Beta, o să aveți link în descriere, vă aștept și pe voi. Și destul de interesant site, adică îl știu de ceva timp, a fost off câteva luni, iar acum s-a redeschis și sunt destul de fericit că s-a redeschis. Ok, bă, eu o să fiu foarte mult timp aici on pe site, că îmi place la nebunia acest site. Și vă recomand și vouă să faceți chestia aceasta. Nu, bă, eu să mă antrenez pentru a fi un DJ cât mai bun pentru voi, să vă pun muzică de calitate, o să caut melodii faine. Nu știu, adică o să pun o melodie dacă îmi plac, Martin, cum să spunem, dacă mi-mi place această melodie pot să dau aici și o să mă duc pe YouTube și pe YouTube o să văd să numește, o să alvezi oricum că mi-a plăcut mie cum ce melodie a pus tipul ăsta și tot așa. No, bun, deci cam atât a fost ce info video, dacă a fost un info video. Nu uitați de like, aveți avion în descriere și ne vedem pe acest site. Eu sunt un urs gras care e DJ. O să-mi schimb skin-ul când o să am banii, deci ne vedem data viitoare, bă, toată lumea!